Imaginați-vă că mergeți la magazin pentru un pachet de țigări și ajungeți la spital cu coaste rupte. Asta i s-a întâmplat lui Petrică, un bărbat din Gina. Petrică povestește cum, într-o seară obișnuită de joi, a fost atacat brutal de un grup de tineri într-un magazin alimentar. Totul a început cu o remarcă despre pantalonii unuia dintre tineri. Am plecat de la stână după un pachet de țigări. După ce mi-am făcut cumpărăturile, un rom pe jumătate dezbrăcat a intrat în magazin. I-am atras atenția, dar nu a zis nimic. Apoi, după 15 minute, a intrat Buluc peste mine, spune Petrică. Bărbatul nu a mai avut altercații cu acest grup înainte, ba chiar îl cunoștea pe unul dintre ei. Niciodată nu am avut probleme cu ei, sunt a patra persoană agresată de acest grup, adaugă el. Patronul magazinului a sunat imediat la poliție, iar agresorii au fost reținuți pentru 24 de ore. Petrică a depus plângere și vrea ca aceștia să răspundă penal pentru faptele lor. Nu am vrut să stau la spital, că animalele nu avea cine să mi le îngrijească, spune Petrică, arătând cât de mult contează pentru el viața de zi cu zi. Petrică este hotărât să meargă în instanță până când i se va face dreptate. Trăiesc datorită lui Dumnezeu, dar ei trebuie să plătească cu libertatea, afirmă el cu hotărâre. Asemenea animale trebuie să stea după gratii pe viață pentru ca următoarea victimă să nu fie un copil, o femeie sau un vârstnic, adaugă Petrică, subliniind pericolul pe care îl reprezintă acești tineri.